Societatea Astronomică Română de Meteor desfășoară în aceste zile Astro 2015, Gala Educației Non-Formale prin Astronomie pentru Tineret. Evenimentul a debutat vineri 4 septembrie la Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu, unde a avut loc o conferință în cadrul căreia au fost prezentate activități ale entităților fizice și juridice din România, care s-au remarcat printr-o activitate susținută pe parcursul anului 2015. Cu această ocazie au fost înmânate diplome și distincții. Să oferim recunoașterea noastră. Și vă mulțumim pentru tot sprijinul pe care mi l-a acordat și sperăm să avem o colaborare bună în continuare. Mulțumesc mult și eu vă mulțumesc, într-adevăr, că puțin în ultimii 3 ani, de când sunt eu manager al acestei biblioteci, am avut o colaborare foarte fructuoasă cu domnul Valentin Grigore. Multe proiecte am făcut împreună. Dânsul se axează mult pe despre acestea non-formale și noi biblioteca, bineînțeles că ne axăm și noi pe aceste activități, pentru că vrem să atragem tineri în bibliotecă, să-i atragem către lectură și cum putem să-i atragem altfel decât și prin aceste activități non-formale. Iată că în ultima vreme, datorită unor întâmplări, n-am fost lângă el decât sufletește, cum a spus foarte bine. Și am să rămân lângă Vali, pentru că mi se drag, pentru că este un om cu o pasiune, cum să spun eu, răvășitoare. Este un om care dorește să ne aducă pe toți aproape de cer, într-o vreme nebună, ca să invoc titlul unui celebru film american de comedie, într-o lume care încearcă să se regăsească, să se redefinească, într-o lume care, uneori mă întreabă studenții mei, în ce lume trăim? Și eu mă uit lung și nu prea știu ce să răspund, dau un mâlbuial, cu toată experiența mea de viață și de gazetărie și de învățământ, dar suntem într-o lume în care asemenea manifestări ne fac bine. E un fel de terapie prin cunoaștere a lunilor infinitului. Poate că încercând să pătrundem în tainele infinitului, ne vom regăsi într-o bună zi în această planetă, așa cum spuneam, reușită și care încă este pândită de capcane. Pentru ceea ce face Vali, merită sincere felicitări. Evenimentul se desfășoară până la data de 9 septembrie la centrul turistic din Comuna Runcu. În această perioadă sunt organizate ateliere de lucru unde se pun bazele constituirii în premieră națională a calendarului național de activități astronomice și educativ non-formale pentru anul 2016. Tot în cadrul evenimentului a fost organizată și o expoziție de astrofotografie care a putut fi vizitată în perioada 4-7 septembrie în cadrul salonului editorial Ion Heliade Rădulescu. Începând cu data de 8 septembrie, expoziția va fi găzduită pe toată perioada zilelor cetății de Curtea Domnească din Târgoviște în spațiul amenajat la subsol.